Râul Putna, până zilele trecute secat pe mai bine de 20 de kilometri, a fost umflat de ploi. O viitură s-a format în zona de șes, unde râul a trecut peste podul provizoriu de la Vadurojka. Pentru că se așteptau la asta, autoritățile au închis din timp circulația. El așa a fost conceput. Pod provizoriu și să asigură traficul, legătura între cele două sate în condiții de debit normal al râului Putna. În condiții de viitoare ne-am asumat de la bun început, cu știință, de când s-a făcut varianta provizorie, că pe perioada viitoare acest drum se va închide. Apele au deja început să scadă. Mâine dimineață, după ce scad, vom interveni și vom restabili traficul. Mai trebuie și apă acum, asta e situația. Ce fac oamenii de pe partea cealaltă? Păi cred că se uită și ei ca și noi. Altceva ce să fac. Roată, o colpă la suraie. E vorba de o cantitate de apă căzută în amonte. La noi încă n-a plouat, n-am uiat nici praful, după cum vedeți. Și e o criză de apă, o secetă, cum s-a mai văzut de mulți ani. Până când apele vor scădea, iar podul provizoriu va fi reparat, sătenii din Vadurojka sunt nevoiți să facă un ocol până la șosea de 14 kilometri. Pe Valea Prahovei a fost o noapte de coșmar. Vântul a bătut cu putere și a plouat torențial. La Azuga, un pod de pe un drum forestier din zona turistică a fost luat de ape. Mii de familii din localitățile de pe Valea Prahovei au rămas fără apă, inclusiv centrul și cartierele stațiunii Sinai. V-a afectat ploaia asta? E ud în beci. E ud în beci. Apa oprită? E oprită, acum s-a întâmplat. De cât timp aveți oprită apa? Azi dimineață. O fi venit viitură mare la vânturi și din cauza asta. Din cauza ploilor abundente din ultima noapte, am avut chiar cod roșu de furtună, s-au blocat pur și simplu captările de apă din oraș. Cele din suprafață, care sunt pe râuri sau râuri din zonă, au fost înfundate de aluviuni care au coborât din munte, nisip, pietriș și n-au mai putut funcționa. Au rămas fără apă în jur de vreo 7500-8000 de cetățeni. La Breaza și Comarnic, mai multe linii și puncte de transformare au fost avariate de furtună și aproape 4000 de consumatori au rămas fără curent electric. În localitatea brașoveană Săcele au fost inundate câteva curți și gospodării. Furtuna a creat probleme și în Mehedinți, unde un drum național a fost blocat timp de 30 de minute după ce un copac a cedat sub forța vântului și a căzut pe un autoturism aflat în mers. Incidentul a avut loc pe DN57 între Orșova și Eșelnița. Șoferul a scăpat nevătămat. S-a speriat? Da. Nu știu ce s-a întâmplat. V-a luat prin surprindere? Da. Pur și simplu s-a fost frânt. Pompierii au îndepărtat crengile copacului, iar circulația a fost reluată.